Bună tuturor și bine ați venit pe canal! Eu sunt Cristina, iar în clipul de astăzi o să filmez produsele favorite ale lunii aprilie. Îmi cer scuze că clipul vine atât de târziu, dar pur și simplu după Paște, în vacanță, am fost la părinți, la bunici, la țară și când m-am întors nu am găsit realmente timp să filmez mai repede, așa că vine doar astăzi clipul acesta, dar asta este, nu mai am acum ce să fac, este deja târziu, așa că atât cât le mai am proaspete cât de cât în memorie, o să vi le prezint și trecem direct la treabă, că am multe și am din toate categoriile, am bineînțeles parfumuri, am și lucruri pentru casă, pentru haine, am și o gustărică foarte, foarte bună de mâncare, am și oje, am și creme, am și alte cosmetice. Sper să vă placă clipul de astăzi, dacă da, nu uitați să-i lăsați un thumbs up, să-mi scrieți în comentarii păreri, impresii, idei, să-mi spuneți dacă ați folosit și voi produsele pe care vi le arăt astăzi și dacă v-au plăcut, alte recomandări pe care mi le faceți, m-aș bucura și le-aș primi cu plăcere, așa că hai să trecem la treabă. O să încep cu parfumurile din care am foarte multe, 1, 2, 3, 4. 4 parfumuri favorite pe care le-am folosit destul de mult în luna aprilie. Și o să încep cu favoritul favoritelor, cel mai favorit și nu se poate mai favorit de atât, este acest Black Eyes de la Lorina Paris, care este o clonă a lui Armani C. Atât de mult îmi place parfumul ăsta. Copiază foarte bine originalul și pe mine este și foarte, foarte persistent. Eu mi-l dau aici în spatele urechii și în păr și vă spun sincer că rezistă foarte mult. Aproape, aproape o zi întreagă. Așa arată sticluța, v-am mai arătat-o în unboxing, este foarte, foarte frumoasă. Știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, că ăsta este genul meu preferat de parfum, cele florale, fructate, gurmande. Așa este și acest Black Eyes, coacăze, frezie, vanilie, îmi place la nebunie, așa că nu putea lipsi din favorite și, de fapt, el este și cap de serie, cap de listă, deschide lista, vi-l recomand din tot sufletul, l-am comandat și pentru sora mea, îi place și ei la nebunie, acum o să mirosim la fel când o să ne ducem la reuniuni de familie, dar asta este, deci, ce să vă mai spun, favoritul favoritelor, îl recomand cu ochii închiși, nu am nici cel mai mic dubiu când vă spun că este absolut minunat și că merită fiecare bănuț. Următorul, hai să-l pun aici ca să-l vedeți, următorul este tot de la Lorina și este acest Libre. Este clona lui Yves Saint Laurent Libre. Și acesta seamănă foarte bine cu originalul, îl copiază aproape la perfecție și simt foarte bine în el lavanda, simt foarte bine vanilia și acesta, ca și celălalt, persistă pe mine de trăznește. Cred că persistă atât de bine datorită lavandei. Lavanda se văd că se împacă foarte bine cu pielea mea. Eu până acum nu eram o foarte mare fană a parfumurilor acestora din spectrul aromatic. Însă acesta cu lavandă mă înnebunește și se pupă, între ghilimele, se pupă foarte bine cu pH-ul pielii mele. La fel îl folosesc și pe acesta, în spatele urechii și în păr. Rezistă, rezistă de mă satur de el. Chiar de multe ori mă gândesc că aș vrea să mai arăt și eu cât un parfum terminat prin clipul cu favorite, dar pentru faptul că folosesc parfumurile în păr, ele rezistă mult, mult mai bine și cu greu termin un parfum. Așa că un parfum foarte rezistent pe părul meu și, mă rog, pe pielea mea este acest Libre, clona lui Yves Saint Laurent și pe acesta vi-l recomand cu ochii închiși. Dacă vă place originalul, o să vă placă în mod sigur și copia. Este absolut minunată, persistentă. Mai am încă două parfumuri, așa că țineți-vă bine. Următorul este acest Jenny Glow, number semnul întrebării. Este clona lui Chanel 5. Vi l-am arătat, cred că
am două clipuri deja, odată în unboxing-ul cadoului de la Iepur și a doua oară când am prezentat parfumurile pe care le-am primit de la Iepur. Iepuraica mea a fost Alexandra Andrei și mulțumesc foarte mult, îmi place la nebunie acest Jenny Glow Number, semnul întrebării. Nu este o clonă exactă, este o reinterpretare a lui Chanel 5, dar parfumul original fiind foarte dulce, reinterpretarea asta este în spectrul de fresh. Îl simt foarte verde, foarte ierbos. Aldehida se simte bine, bine de tot, deci cum îl pulverizezi, cum aldehida, cum să spun, sare pe tine, te atacă direct, dar mie una îmi place și l-am folosit în luna mai, rezistă și persistă foarte, foarte mult. Are și siaj, așa că dacă vă place Chanel, dar dacă vă doriți o variantă mai de primăvară, adică mai ierboasă, mai fresh, vă recomand acest Jenny Glow Number, semnul întrebării. Nu este deloc scump, îl găsiți la Notino, o să caut link-ul și o să vă las în bara de descriere. De fapt, cred că o să caut pentru toate produsele și o să vă las link-uri, pentru că chiar am fost apostrofată să las link-uri în descriere pentru produse, deși în general o făceam, dar o să mă asigur să las și pentru acest Jenny Glow link-ul în descriere, așa că dacă vreți să verificați prețul, este undeva în jur de 30 de lei, cred că sub 30 de lei chiar, îl puteți găsi în funcție și de ce oferteau, poate puteți să-l prindeți la un preț chiar mai bun. Următorul parfum și ultimul parfum din lista de astăzi este de la Vioris, de unde am cumpărat acest Celebrate Woman. Așa arată sticluța. L-am cumpărat în cea mai mică cantitate, cel mai mic recipient, la 12 ml și îmi place foarte mult. Din păcate, nu am apucat să îl port atât de mult cât aș fi vrut, pentru că am avut alte parfumuri care m-au tras mai mult de mânecă și m-au făcut să întind mâna spre ele la raft, însă acesta este foarte, foarte frumos. Acesta nu este o clonă, este un original sau cel puțin nu știu să fie o clonă, nu mi se pare că ar semăna cu nimic altceva. Încă vânzătoarea de la magazin chiar mi-a spus că acesta este preferatul doamnei Viorica Opriș. Pe acesta îl iubește cel mai mult și pe bună dreptate, este o construcție atât de frumoasă și simți cum se evaporă notele de vârf ca să lase loc notelor de mijloc și apoi celor de bază. Te treci așa prin mai multe stări, este foarte frumos, foarte frumos construit, foarte frumos blenduit. Are și ceva flori, are și ceva citrice prin el. Are mușcată, are lămâie, vă spun că este foarte, foarte frumos, un parfum foarte frumos pe care vi-l recomand din tot sufletul. Hai să trecem la cosmetice și o să încep cu un gel de spălare a feței de la Sien. Pe acesta vi l-am mai arătat și în clipul cu cât costă rutina mea de skincare, e foarte ieftin, în jur de 10 lei, 10 sau 11, nici nu mai știu exact, dar îmi place foarte mult, răcorește fața, o lasă fină, o spală bine. Are extract de cărbune de bambus și ceai verde, este pentru piele normală și mixtă, deci este potrivit tipului meu de ten. Îmi place, spre deosebire de anteriorul pe care l-am avut de la Douglas, care avea mentol și răcorea și el, dar mă usturau ochii de la el. Acesta răcorește fără să lase senzația aia de usturime a ochilor, așa că eu vi-l recomand. Prețul este minunat, calitatea bună. De la Douglas mai am câteva produse. Am testat două produse pentru păr, adică un șampon cu moringa, Deep Detox, cu moringa și ceai verde, purificator pentru păr stresat și dezechilibrat, și un balsam protector cu cranberries, merișoare, pentru păr colorat, fără sulfați, bla bla bla. Le-am folosit concomitent ca să le potențez efectul și totuși șamponul nu este un favorit, așa că o să îl dau deoparte, dar am vrut să vi-l arăt. Mi-a plăcut, dar mi-am dat seama că sunt altele care îmi plac mai mult. Ei, în schimb, balsamul, da, mi-a plăcut și merită să intre în favorite. Este cremos, lasă părul moale. Din păcate, cantitatea nu este foarte mare, 75 de mililitri, nu cred că o să-mi ajungă pentru foarte multe spălări, dar asta este.
Eu totuși simt nevoia să aplic ulterior și un ulei, chiar nu pot trăi fără ulei de păr, însă acesta își face bine treaba și este la înălțimea altor balsamuri de păr pe care eu le-am încercat și pe care le-am considerat favorite. Mi se pare o calitate similară, așa că și acesta va intra la favorite. Încă un produs cosmetic de data aceasta pentru zona ochilor, tot de la Douglas și el, este această cremă pentru ochi, pentru conturul ochilor. Sper că este în focus, o puteți vedea și voi. V-am mai arătat-o și pe aceasta în clipul cu rutina de skincare. Este, exact așa cum îi spune și numele, un gel pentru conturul ochilor hidratant. Mai mult decât hidratare nu face, dar hidratarea o face foarte, foarte bine. Chiar simți efectul, simți cum ți se umezește pur și simplu zona din jurul ochilor, simți cum apa este absorbită. Este pentru piele deshidratată. Pielea mea n-a fost chiar deshidratată pentru că o îngrijisem anterior și cu o altă cremă de ochi, cu aceea de la Diadermin, care este și preferata mea. Și asta este în favorite, însă aceasta nu are proprietăți antirid, ci doar proprietăți de hidratare. Una peste alta mi-a plăcut și pentru hidratare face o treabă minunată, așa că vi-l recomand și vouă. Mai am o mască de față cu acid hialuronic pe care am primit-o în coletul meu în iepuri de la iepuroica mea Alexandra Andrei. Aceasta este de la brandul Actimask, o mască hidrogel cu acid hialuronic. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Pur și simplu simțeam cum pielea este hidratată și este umplut așa din interior. O simțeam umedă și plină de apă, simțeam că apa este absorbită ca un burete. Probabil era și apă și acid hialuronic, lucrau sinergic, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. O senzație de relaxare, de prospețime, de răcorire pe față, mi-a plăcut la nebunie. Îmi pare rău că nu se găsesc măștile acestea și în România, pentru că a fost o mare, mare favorită a măștilor de față și o recomand cu dragă inimă. Nu știu unde ați putea să o găsiți, o să încerc să caut, dar este minunată. Încă o mască, de data aceasta una pentru mâini, tot de la Alexandra, iepuroaica mea de Paște, este Star Skin. Așa arată și este, bineînțeles, de tip mănușă, de fapt două mănuși pentru ambele mâini. Are o grămadă de ingrediente despre care știm că sunt bune pentru hidratarea și îngrijirea mâinilor uscate, apă ca și prim ingredient, ceea ce mi se pare un mare plus, are glicerină, are un ulei din semințe de safflower, nu știu dacă nu cumva e floarea de șofran, nu sunt sigură, uree, gliceril și așa mai departe. Deci o mască foarte, foarte bună, hidratantă, hrănitoare, emolientă pentru mâini. Ea este recomandată a fi folosită una sau de două ori pe săptămână. Eu, din păcate, am avut pentru o singură utilizare, dar mi-a plăcut la nebunie, mi-a lăsat mâinile moi, hidratate, catifelate, mi le-a îngrijit, așa că a trebuit să o pun în favorite. Este minunată, îmi pare rău că nu o pot găsi pe aici pe la noi. Alexandra mi-a trimis-o din Danemarca, dar dacă pe undeva o să o văd, cu siguranță că o să o cumpăr. Încă o mască de față, de data aceasta de la Nivea, este genul acela de mască intens hrănitoare. Are și efect de hidratare, dar cel mai intens am simțit efectul de hrănire. Este foarte, foarte grasă, deci să vă așteptați la asta. Cantitatea este și ea mare, așa că în momentul în care o aplicați, dacă nu vreți să o dați în strat așa gros, eu am dat-o în strat gros, dar dacă vreți să o aplicați într-un strat mai subțirel, o să vă ajungă și pe mâini, și pe coate, și pe genunchi, este suficient aici. Eu pe asta am luat-o de la Import Direct, o să vă las și pentru ea link. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am simțit că mi-a hrănit, că mi-a vitaminizat pielea. Se aplică pur și simplu pe față, după care se șterge cu un șervețel. Nu este necesară clătirea. Mi-a plăcut la nebunie. Cred că se găsește ușor și prin supermarketuri. Așa că o recomand. Thumbs up pentru ea. Nu pot să nu menționez și această ojă de la Douglas. Așa arată. Este din aceea texturată și este în nuanța 915 fig. Eu am cumpărat-o de la Import Direct, v-am arătat-o într-un haul, nu știu dacă se mai găsește acum, o să o caut și o să încerc să vă las link.
Vă spun sincer că la început nu m-a nebunit foarte mult efectul acela texturat. Ea lasă așa ca niște, nici nu știu cum să le numesc, ca niște granule, așa este puțin grunjoasă pe unghii. La început nu mi-a plăcut, dar după aceea am început să mă obișnuiesc cu efectul acela și chiar a început să mi-e placă. Marele ei plus este că este foarte rezistent, dar foarte, foarte rezistentă. La mine a rezistat, cred că 3 sau 4 zile, în condițiile în care am spălat vase la mână, am făcut treabă prin casă, am făcut chiar și curățenia de Paște, am șters geamuri, am dat cu aspiratorul, în fine, am spălat prin baie ce am mai făcut. Nu s-a mișcat 3 zile de pe unghii. Așa că vă recomand cu mare, mare drag. Dacă vă place culoarea, dacă vă place textura, cred că se mai găsește și în alte nuanțe, dacă nu vă place neapărat movul acesta, violetul acesta, dar ca și rezistență, nota 10 cu steluță, o treabă minunată ați făcut, Douglas, la oja asta. Am terminat cu cosmeticele, o să vă arăt acum niște bijuterii, este vorba despre acești cerceluși, sper că puteți să-i vedeți bine. Ia uitați ce drăguți sunt! Eu i-am primit de la Diana Andronic, care îi are de la Olga Andraș. O să vă las linkul către contul de Instagram al Olgăi. Ea face toate minunățile astea, uitați cât sunt de superbi. Sunt lucrați manual din mărgeluțe pe care le coase. Sunt absolut superbi, sunt aurii, se potrivesc la multe ținute, se potrivesc cu celelalte bijuterii pe care eu le port în mod normal, mă refer la inelele acestea. Au venit în punguța asta atât de drăguță, cu bulinuțe și cu inimioară și i-am purtat destul de mult în luna aprilie. Mi-au plăcut, îmi plac, așa că trebuiau și ei să intre la favorite. O să vă arăt ceva de mâncare. Este vorba despre această ciocolată Heidi Extreme cu 85% conținut de cacao. Îmi cer scuze pentru că arată așa, a prins-o Lidia și a ronțăit-o. Așa arată ambalajul. Este delicioasă, este atât de gustoasă. Cacaoa este de o bună calitate și este cremoasă, ți se topește efectiv în gură. Îmi place, îmi place la nebunie și nu are conținut mare de zahăr, ceea ce mă face să o iubesc chiar și mai mult. Iar ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt astăzi este cutia, o mai am, de la niște săculeți din aceia care se pun printre haine pentru miros și parfum plăcut. Eu i-am primit de la doamna, nu știu cum să o numesc, o doamnă foarte drăguță care a vrut să-mi trimită un cadou, este o doamnă din Arad, nu știu cum o cheamă, habar nu am, doar atât știu că îi port o mare recunoștință și au fost în ea 3 săculeți pentru haine, pentru prospețimea hainelor, îi am și acum în dulap și de fiecare dată când trec pe lângă el, chiar dacă dulapul este închis, se simte mirosul acela proaspăt, un miros practic de curat. Chiar căutam genul acesta de produs, doar că nu mi-a sărit pe nicăieri în ochi, dar numai bine că l-am primit de la doamna și am primit chiar 3 bucăți. Am una în dulapul copiilor, una în dulapul nostru și una în dressing-ul cu haine mai de gală pe care le ține mirosind frumos și proaspăt. Este un favorit al lunii aprilie, chiar dacă cred că mai mult l-am folosit în luna mai, că numai pe finalul lui aprilie l-am pus în dulap, dar mi-a plăcut atât de mult încât trebuia să îl menționez și pe el. Acestea au fost favoritele mele din luna aprilie. Dacă m-ați urmărit până aici, eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă clipul meu v-a plăcut, dați un thumbs up. Dacă nu v-a plăcut, dați un thumbs down. Spuneți-mi în comentarii dacă ați folosit aceste produse și cum vi s-au părut. Pentru orice alte sugestii, reclamații, sunt la dispoziția voastră. Folosiți cu încredere bara de comentarii. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă pup pe toți, vă îmbrățișez și până data viitoare să ne vedem cu drag și cu bine. Pa, pa!